Din datele adunate de statisticieni, reiese că anul 2022 a fost unul bun pentru turismul vâlcean, sosirile înregistrate în unitățile de primire turistică din județ fiind cu aproximativ 50.000 mai multe decât în anul anterior. Cea mai mare creștere este în ceea ce privește numărul străinilor, care stau și din ce în ce mai mult pe meleaguri vâlcene. În anul 2022 am avut un număr de 419.025 turiști, mai mult cu 48.384 decât în 2021, adică cu o creștere de 13,1%, dintre care românii 410.173.000, o creștere cu 45.923, adică 12,6%, și cea mai mare creștere am avut-o la turiștii străini, 1.852, o creștere cu 2.461, adică un 38,5%. Așa cum observăm, turiștii străini preferă din ce în ce mai mult meleagurile vâlcene. Dacă ne îndreptăm către durata media șederii în zile, a crescut în 2022 la 2,9, aproape 3 zile. Străinii ajung la peste 2 zile. Majoritatea celor care au ales Vâlcea ca destinație de vacanță au preferat să se cazeze la hotel, aproape 300.000. Mulți s-au dus și către moteluri și pensiuni, în special în stațiunile balneare, care sunt în continuare cele mai căutate din Vâlcea. În ultimii ani, în județ s-a dezvoltat însă și partea de agrement, pârtia de schi Transalpina fiind exemplul cel mai bun, dar care are dezavantajul că nu dispune de unități de cazare în apropiere. Este un punct de atracție, dar nu avem capacitate turistică. De să duc la pârtia de schi, am fost de numărător acolo, vin din Brașov, vin din București, sunt foarte entuziasmați. Cea mai frumoasă pârtie, cea mai frumoasă priveliște, cu lacuri, dar nu există cazare. Acolo se ceartă cele trei confederații de 30 de ani pe acele hoteluri care au ajuns în Paragina. S-au pierdut 3.000 de locuri de cazare la Voinasa, care asigurau, omul se duce la o bârșă, dar pacea trebuie să se întoarcă înapoi și nu mai vine. Se va îndrepta către Sibiu, către Brașov, Călimnești este foarte întins și are o strategie foarte bună de dezvoltare, foarte bună. De departe, acolo există un management performant. Din punct de vedere al bazei turistice, Vâlcea ocupă locul 4 în țară după Constanța, București și Brașov. Pe lângă Călimănești, printre cele mai căutate destinații turistice românești, se află și stațiunea Băile Olănești, pe locul 2 în județ în topul preferințelor turiștilor.